Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Vă îmbrățișez cu drag, în mod special pe cei care îmi distribuiți vlogul. Dragii mei telespectatori Casa Iubirii, ce vedem ieri în emisiune? O vedem pe Alexandra supărată, deranjată de ceea ce se întâmplă în casă. Din câte am înțeles, a avut un mic clinci cu Maria în spatele camerelor. Acum nu știu care cum au dreptate. Alexandra ar fi acuzat-o pe Maria că este alta în afara emisiunii și că în emisiune se victimizează. Dacă i-a spus aceste lucruri, sunt reale, am văzut cu toții, deci nu văd ceva ieșit din comun. Acum, bine, depinde în ce context și care a fost ideea Alexandrei să o atace sau să îi spună ce defecte are. Trecem cu vederea. Ce observăm? Observăm că Maria este schimbată. Începe să râdă, merge în camera băieților și le gătește foarte frumos. Am văzut că se poate să și râzi. Deci, Maria, să înțelegem că doar te-ai victimizat, că se poate. Când vrei, tu poți să fii și un om normal. Ce am văzut? În momentul când a mers în casa băieților, Dragoș o lăuda, că așa îi place de ea, la care ea îi spune: nu mă interesează părerea ta. Ceva de genul: păi Maria, iar încep să devii obraznică, iar încep să devii tăioasă, păi ajung la vorba aia, e prost omul care te bagă în seamă pe tine. Că dacă îți vorbește, de ce îți vorbește? Dacă nu îți vorbește, de ce nu îți vorbește? Aici ai dat-o urât. Dar sper să-ți fi dat seama că victimizarea nu dă bine. Și că te-a mirosit toată lumea că doar te victimizai. Îmi cer scuze, dragii mei telespectatori, dar am rămas cu o iritație. Nu știu ce se întâmplă, în sfârșit. Bianca. Bianca, vedem că este foarte șirată, dar bine, ne-am obișnuit. Bianca abia așteaptă momentul, secunda, să atace concurenții care nu sunt pe placul ei. Și ce vedem ieri? Vedem că o face pe Alexandra bolnavă, că râde și plânge. Păi să ne aducem aminte, Bianca, că și tu ai avut aceleași reacții, deși tu ești bolnavă? Am înțeles. Păi tu și după tine, drăguța mea. Că și tu, mi-aduc aminte că tu râdeai și aveai lacrimi pe obraz. Și te ștergeai la nas cu șervețelul, după care râdeai. Păi da, așa e. Exact cum e vorba aia. Cine se aseamănă, se adună și râde ce op de oală spartă. Tu erai ultima care trebuia să spui aceste lucruri, pentru că tu ai uitat cum ai intrat în emisiune. Ai intrat pe una mare că lui Sorin nu-i plac fetele plinuțe. Și erai toată o lacrimă. Cum e posibil? Și atunci mă faci să spun că ești parșivă? Mă faci să spun că ești răutăcioasă? Oare nu după faptele tale? Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea despre Bianca. Dacă ea era în măsură să o facă nebună pe... bolnavă, nu nebună. Bolnavă pe Alexandra, că râde și plânge la câteva secunde. Păi ea a făcut același lucru. De asta aveți grijă la ce afirmați, că automat ne aduceți aminte că și voi ați făcut așa și atunci voi cădeți mult mai urât ca cel pe care îl menționați voi. Așa că, Bianca, un mare dislike din partea mea. Urât
se vede că ești foarte, foarte mincinoasă și foarte răutăcioasă. Ce am mai observat, dragii mei, la această Bianca, că ea anchetează toți concurenții noi. Am văzut că o iscodea pe mare atenție Nicoleta. Pe Nicoleta, ce-i place la Sorin, cum se simte. Vezi că genul ăsta de femeie, Bianca, vă trage de limbă, după care află secretele voastre și spune în casă. Mare atenție, bine i-a făcut Sorin, că este mama șerpilor. E cea mai șireată femeie din casă. Îmi pare nespus de rău, încă o dată și spun de nu știu câte ori, că Adrian s-a apropiat de această femeie perversă. Ce observăm? Că primește cadou capul lui Cezar. Ea nu era sigură, ca să vedeți cât de înțeleaptă este această designer. Măi, fetiță, nu ești atât de citită cum vrei tu să pari. Scuză-mă pe mine că ai citit o carte, două, asta nu înseamnă că ești și înțeleaptă și inteligentă. Nu, drăguța mea. Și că ai și o facultate irelevantă. Irelevantă. Așa că, Bianca, să-ți fie rușine că am văzut că ești foarte, foarte șireată. Și vă rog frumos, dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea referitor la Bianca. Dacă este ce am observat eu, că ea anchetează toți concurenții să le afle secretele, după care să aibă cu ce să-i atace. Așa că mare atenție și nu-i mai dați atâta importanță. Dacă Adrian vrea să-și ia pacoste pe cap, e problema lui. Dar voi nu mai intrați în jocul acestei șerpoaice. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori, pe Larisa, care iar am văzut că nu pierde ocazia să o atace pe Alexandra și deja se simte că este geloasă și că are ceva împotriva Alexandrei. Pe o parte o înțeleg, pentru că ea îl iubește foarte mult, s-a aprins foarte mult în privința lui Ionuț, dar ieri, dragii mei telespectatori, mă uitam la emisiune și mi-a venit un distribuitor bărbat. Și eu eram atent la discuție și la emisiune și la un moment dat l-a captat și pe el. Și l-a văzut, a văzut faza cu Ionuț în camera roșie cu Larisa și a văzut și faza cu Adrian și Bianca în camera roșie. Știți ce mi-a spus, da? Deci bărbat, care își cunoaște, ei între ei știu care cum sunt sentimentele. Și mi-a spus așa: doamna Laura, ăsta nu iubește pe fata asta de Ionuț. Zic, de ce? Păi dumneavoastră nu vedeți că decât fata aia îl pupă, el e ușor retras? Nu ar trebui el să o ia, să o pupe? Și imediat a venit Adrian, zice: ăsta o iubește pe fata asta, că se vede, el pupă. Nu fata îl pupă pe el. Mă, Ionuț, și fii atent că acel distribuitor nu urmărește emisiunea, nu are nicio treabă. Dar se vede. Se vede că Larisa este aprinsă, este topită, este leșinată, iar tu ești rezervat. Asta este părerea mea, dragii mei telespectatori, și chiar vă rog frumos să vă dați și dumneavoastră cu părerea în comentarii dacă și dumneavoastră ați văzut ceea ce am văzut și eu și mi-a confirmat și acel distribuitor. Așa că, Ionuț, exact ce am spus, ești un Livian 2. Exact cum era Livian, se băga în seamă cu Ela, se juca cu Ela, cu Ramona, cu toate fetele, ca să fie plăcut de fete și să aibă voturi în final. Asta am văzut eu la tine, Ionuț. Vrei să intri în grațiile tuturor fetelor, în mod special, și pe Larisa este doar poză, părerea mea, pentru a avea cuplu în casă. Dar se vede prin atitudinea ta și prin ochii tăi că nu e ceea ce vrei tu să pară. Mai sclipicios, să spun așa, ochii tăi sclipesc mai mult când ești în prezența
Alexandrei și am observat un lucru, dragii mei telespectatori, nu știu dacă și dumneavoastră ați observat, Ionuț tot timpul îi găsește scuze Alexandrei de ce este supărată, tot el spune tuturor, hai mă să o lăsăm în pace că se simte și ea oarecum, bine și Sorin i-a spus, dar la Ionuț e ceva. E ceva, tot ce ține. Fiți atenți la cum vorbește de Alexandra și cum are privirea în momentul când este vorba de Alexandra. Și veți constata, sau nu, ceea ce văd și eu. Ionuț, te cam joci. Te cam joci și îți joci cartea. Tu, de fapt, iar Larisa, de asta și spun, că Larisa ar fi făcut foarte urât la adresa Alexandrei. Dar ea simte că Sorin, ăsta Ionuț, nu este atât de îndrăgostit de ea și la orice greșeală un pic mai mare riscă ca să-l piardă. Și atunci ea dansează precum îi cântă Ionuț. Și de asta se și poartă cu mănuși cu Ionuț. Asta este părerea mea. Am crezut prima dată că Ionuț chiar este îndrăgostit, dar se pare că băiatul este destul de rutinat, destul de versat, încât să joace cartea și să pozeze în iubitul din cuplu, dar să mai se joace și cu celelalte fete. De asta și Alexandra, uitați-vă la ochii ei, în momentul când vorbește cu Ionuț, și are o sclipire în ochi și un zâmbet aparte de plăcere, de satisfacție. Și Ionuț la fel. Iar Larisa îi simte, dar e conștientă că dacă vorbește, tot ea pierde. Și părerea mea că Alexandra acum, văzând că Larisa o tot agasează și se ia de ea, îi mai face și ciudă. Mai vrea să îi și demonstreze că Ionuț se mai uită și după alte fete. Imaginați-vă dacă Ionuț avea privirea asta cu Kinga. La cât de tralala e Kinga, o făcea pe Larisa, deci băga unghia în gât. Iar Alexandra se pare că se joacă. Acum vom vedea ceea ce se întâmplă în emisiune și ce se va întâmpla în triunghiul ăsta amoros. Îmi pare rău de Larisa, dar eu am mai povestit într-un vlog în emisiunile anterioare în Puterea Dragostei. Mare atenție când soțul are o amantă și nu te iubește atât de mult ca soție. Dacă te vei duce la amantă să o tragi la răspundere de ce-ți sparge casa, amanta îți va face în ciudă și ți-l va lua 100%. S-a întâmplat caz real la o prietenă. Chiar i-a spus amantei că s-a întâlnit soția cu amanta, să repet așa pe scurt, și soția a spus, nu ți-e un pic de rușine, am atâția copii cu el, am atâția ani, cum îți permiți să te bagi în casa mea? Și oamenii sunt de bani grei. Și amanta i-a spus, ai căciulă de blană în cap, aia va fi a mea. Ce credeți? Următoarea iarnă, amanta avea căciula soției în cap. Așa că s-ar putea să vedem genul ăsta de ambiții și de orgolii. Alexandra, pentru că este tachinată și nu este lăsată în pace de Larisa, s-ar putea să-i facă în ciudă și să se joace cu Ionuț în ciuda ei. Sau poate o relație. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, că de asta spun, în emisiunea asta vedem foarte multe. Ce-am mai văzut, Nicoleta cu Sorin. Nu știu de ce eu am sentimentul că ori este o chimie foarte mare între ei, ori se cunosc de undeva. Prea s-au potrivit așa din prima. Nu știu ce să zic. Oricum îmi place de ei. Îmi place de Nicoleta că este ardeleancă, autentică. Stă, sedimentează tot, meditează, după care vorbește. Acum să vedem dacă Sorin și cu Nicoleta ne vor arăta o iubire adevărată. Ce vedem? Grațiela și cu Adet? Ade. Vor face cuplu.
cred că acest cuplu va fi cuplu cu năbădăi. Nu știu de ce am eu sentimentul. Grațiela pusă pe nebunii, a de și el așa și așa. Nu știu, vom vedea. Oricum, ce-am văzut mi-a plăcut foarte, foarte mult și acum ce vedem, nu știu ce se va întâmpla în triunghiul amoros. Radu. Radu mi se pare că încep să devii ușor obraznic și încep să deranjezi și mai ales că am auzit că ai înjurat-o, ai avut o înjurătură și la adresa doamnei Mantea, să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine și vezi că ai început să devii copilul ăla băgăcios, care nu lași ideile să se termine și vrei tu să ai ultimul cuvânt. Dar crede-mă, reacțiile astea sunt de copil prost crescut. Și nu mai ești copil. Deci ai niște reacții, am văzut că tu trebuie să termini orice frază și deja ai început să deranjezi. Și ai și râsul ăla foarte, foarte colorat care deranjezi și în casă și telespectatorii, crede-mă. Așa că dă-ți cu reveneală că nu ai venit la grădiniță, ai venit într-o emisiune matrimonială și demonstrează lumii întregi că ești bărbat. Nu vreau să cred ce a spus Kinga, că ești un copil needucat. Cam asta e. Dragii mei telespectatori, ăsta este rezumatul zilei de astăzi. Mi-au plăcut foarte mult cadourile între ei. Ionuț, bineînțeles că a dat cadouri asemănătoare cu cel al Larisei și aici iar avem ceva de obiectat, dar să o lăsăm așa, vom vedea pe parcurs ce mai se întâmplă. Oricum, Ionuț mi-a lăsat impresia că este foarte, foarte bandit și versat, știe să joace cartea. Nu vrea să o piardă nici pe Kinga, nici pe Alexandra, dar să o țină și pe Larisa în șah. Pe cele două mai mult pentru voturi, dar să se și joace că îi place. Îi place. Ceea ce... Exact Livian. Cam asta este, dragii mei telespectatori. Ne vedem mâine la următorul vlog. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.